Bună ziua, stimați telespectatori! Anunțul ediției de astăzi a emisiunii Magazin TV l-am realizat vineri 23 aprilie 2010 la Uzdin, fiindcă aici este sărbătoarea satului, ruga satului, și au fost organizate mai multe manifestări cu acest prilej la Biserica Ortodoxă Română din localitate, care are hramul Sfântul Mucenic Gheorghe, la fel și la Școala Generală Sfântul Gheorghe, și Societatea Culturală Artistică Litibiscus din Uzdin, de asemenea, a organizat două manifestări culturale de prestigiu, pentru ca în orele serii la Uzdin să fie și un concert extraordinar al orchestrei profesioniste Rapsodia Bănățeană. Poetul Slavko Almăjan, cunoscutul nostru scriitor, imagolog și eseist, anul acesta sărbătorește 70 de ani de viață. În emisiunea de astăzi vă prezentăm o alocuțiune rostită de cunoscutul nostru scriitor, creator, și anume tema alocuțiunii este poziția intelectualului român minoritar astăzi. De asemenea, vă invităm să vizionați și un reportaj despre NOMUS, zilele muzicii clasice de la Novi Sad, și un reportaj consacrat Olimpiade școlare, tradiționalelor întreceri republicane la limba română. Bineînțeles, transmitem și muzică. Vă dorim o vizionare plăcută și o cât mai bună recepție. Vineri 23 aprilie 2010, de Sfântul Gheorghe, ziua de rugă a satului Uzdin și a patronului școlii generale din localitate, Sfânta Biserică Ortodoxă Română din Uzdin, cu hramul Sfântul Gheorghe, Școala Generală din Uzdin, Căminul Cultural Doina și Asociația Phoenix Uzdin, împreună cu comunitatea locală Uzdin, au organizat un bogat program de manifestări adiacente. Chiriarhul Daniel, episcop al Dacii Felix, a oficiat Sfântă Liturghie Arhierească, iar totodată la vecerii Nepolitie și binecuvântarea ofrandelor, Simaon Puia a fost ales noul naș al Bisericii Ortodoxe din Uzdin. Tot în ziua de vineri, de Sfântul Gheorghe, în fața Căminului Cultural, a fost organizat jocul tradițional Cora Mare, Cape Timpuri. Vineri 23 aprilie 2010, la Uzdin, unde se sărbătorește ziua satului, s-au desfășurat mai multe manifestări ocazionale, fiindcă astăzi este și hramul bisericii, școala din localitate poartă numele Sfântul Gheorghe, iar în mod tradițional Societatea Cultural Artistică Tibiscus organizează simpozionul internațional Oamenii de Seamă ai Banatului. Înainte de începerea tradiționalei reuniuni științifice, a fost inaugurat Muzeul Memoriei Uzdinului. Onorată asistență, suntem la un eveniment măreț. Un eveniment care, eu cred, peste ani și ani, va grăi despre noi, cei care am trăit azi în Uzdin, sau despre cei care au trăit cândva. Asistăm la inaugurarea Muzeului Memoriei Uzdinului. Este un act cultural de primă importanță, zămislit de Societatea Literară Artistică Tibiscus și având un ajutor prețios din partea Primăriei Uzdinului. Pe această cale doresc să mulțumesc tuturor
care au sprijinit această idee și care au contribuit ca ea azi să se realizeze. Veți vedea aici mai mult de 200 de fotografii de factură etnografică sau fotografie veche, fotografie istorică, care vorbește grăitor despre unele evenimente frumoase care s-au întâmplat în Uzdin, mai ales cele legate de nunțile uzdinene. Vă mulțumesc și dumneavoastră care v-ați trudit pentru a vă deplasa azi de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la Uzdin, zi de rugă, la început, pentru a patra oară consecutiv, vom conferi premiul satului Bănățean, intitulat Gheorghe Lifa. Am instituit acum 4 ani acest premiu, care se conferă pentru afirmarea și promovarea valorilor patrimoniului cultural, spiritual și a specificului satului Bănățean. Vă informez că până în prezent laureații acestui premiu au fost în anul 2007 Mărioara Sârbu, în anul 2008 Valerie Grosu și Nicolae Danciu Petnicianu, anul trecut Ionel Stoiț, doamna Augusta Anca și Geo Popescu. Anul acesta conferim acest premiu următorilor: domnului Ioan Baba din Novi Sad, un tablou, un desen, acuarelă de Daniel Susa și o diplomă. Cu stimă. Mulțumesc societății literar artistică Tibiscus pentru această distinție, care mă bucură din mai multe motive. Primul este, se datorează faptului că Uzdinul este un punct distinct pe mapa mond, datorită faptului că aici au poposit personalități cu nume de rezonanță. Apoi, datorită faptului că Uzdinul a dat culturii noastre românești spirite deosebite, care s-au zidit în istorie, unul dintre aceste personalități a fost cu siguranță și a rămas Gheorghe Lifa, cel care a descoperit o variantă autentică a Mioriței în satul copilăriei mele. De aceea mă bucur că de acum înainte numele lui Gheorghe Lifa va fi iată zidit și în biografia mea. Vă mulțumesc! Mulțumim! Un alt premiat este domnul Tiberiu Popovici din Bocșa, poet, publicist, cronicar al orașului său. Un tablou de Daniel Susa. Felicitări! Și o diplomă. Sunt onorat că am primit acest premiu care poartă numele distinsului om de cultură Gheorghe Lifa și regretatului profesor, pe care am avut bucuria și onoarea să-l cunosc la Vârșeț în 2003, cu prilejul celei de-a treia ediție a Întâlnirii Scriitorilor în Grai Bănățean, organizate de Societatea Literară Artistică Casa de la Deal, Cenaclul Literar în Grai Bănățean Izvorul Culeac și Societatea Culturală Artistică Luceafărul, toate din Vârșeț. Consider acest premiu ca o recompensă, iar o recompensă nu trebuie să fie atât dinainte, ci ea trebuie să fie urmarea unor acte săvârșite. Consider că nu am săvârșit acte mărețe, așa cum scrie în hotărârea Consiliului Societății Literare Artistice, căruia îi mulțumesc că s-a oprit asupra numelui meu și l-a alăturat celor două nume mari ale scrisului românesc,
din Serbia și România, respectiv domnul Ion Baba și Gheorghe Rancu. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim. Onorată asistență, vreau să vă informez că am acordat și două premii onorifice Gheorghe Lifa, doamnei profesor dr. Lia Magdu din Novi Sad și domnului Ioța Vinca, scriitor, umorist din Uzdin, căruia am fost în urmă cu 5 minute și am înmânat acest premiu împreună cu domnul Ionel Stoiț, vicepreședintele societății noastre Tibiscus. Te rog, Ionele, ca să dai acest premiu doamnei Magdu. Iar acum dorim să vă mulțumim oamenilor care și-au adus contribuția la deschiderea acestui muzeu și le înmânăm câte o diplomă. Înmânând un însemn de prețuire domnului Gheorghe Spăriosu Aninie, îl rugăm să inaugureze acest muzeu, el fiind cel mai în vârstă membru al societății noastre, este născut în anul 1927, este încă activ, nu lipsește nici de la o acțiune de muncă a societății noastre și e membru la Tibiscus din anul 1990, de la înființare. La Casa Românească din Uzdin, Societatea Culturală Artistică Tibiscus a organizat o nouă ediție a simpozionului internațional Oameni de Seamă ai Banatului. De fapt, prima parte a acestui simpozion, care are loc la Uzdin, deoarece partea a doua va avea loc pe data de 30 aprilie la Muzeul Presei Sever Bocu din Jimbolia, județul Timiș, România. Paul Neda, recitator din Uzdin. Dacii nu se dau pe bonuri, dacii noștri nu se vând. Nu-i mai prognozați în roluri, astăzi și nici când. Peste munți la Herculane, toamna plouă cu castane, iarna ninge cu groși peste căși și peste moș. Primăvară se ivește, cu vipere nenoroșește, vara nici nu poți să miști, ge grămada ge turiști. Pinul negru gimbanat, ce munce stă aninat, iar Hercules din piață așteaptă nouă viață. Andrei Bălteanu, care a recitat în grai bănățean din Băile Herculane. Oameni de seamă ai Banatului. Lor, acestor distinși domni, care după sine au lăsat dâră în timp și spațiu, am dedicat aceste zile de adevărată sărbătoare bănățeană și românească la Uzdin și Jimbolia, iar în anii trecuți și la Făget, Timișoara, Șopotul Vechi și Torac. Acestor sau acelor oameni, cărora spațiul banatic le-a fost mic și au visat aripi, lăsând după sine opere sau operă nemuritoare, acte săvârșite nepieritoare, isprave călăuzitoare, prietenii ce nu se vor uita niciodată, punți trainice de colaborare, am dedicat acest simpozion internațional Oameni de Seamă ai Banatului. La simpozion, Mărioara Sârbu a rostit o alocțiune sub genericul Vârsta a treia, apoi Gheorghe Rancu din Șopotul Vechi România a prezentat comunicarea testamentului episcopului dr. Iosif Traian Bădescu, în timp ce Tiberiu Popoli din Bocșa a vorbit despre protosinghelul Macarie Gușcă,
titlul mănăstirii din Valea Ardealene, Sfântul Ilie de la Izvor. Dorin Bălteanu a susținut o interesantă comunicare despre generalul Nicolae Țena și Cristina Bălteanu prezintă un scurt istoric al băilor herculane, în timp ce Sever Smadu a prezentat o comunicare despre personalitățile care au trecut prin băile herculane. Ionel Stoiță a evocat într-o comunicare deosebit de sugestivă expresii de respect și mulțumiri față de activitatea desfășurată de profesor dr. Lia Mangu din Novi Sad. Ioan Baba a prezentat activitatea lui Iulian Ișpan din Ecca și, în mod deosebit, a lui Teodor Cipu din Torac și, în speță, a caietului de poezie acesteia. Părintele Protosingel Ștefan Lupșici a prezentat contribuția majoră a bănățeanului Timocean Sandu Crista Timoc, care trăiește la Timișoara, iar Vasile Barbu a venit cu o comunicare despre activitatea desfășurată de Foaia Tibiscus în cei 20 de ani de apariție, în perioada 1990-2010. Gheorghe Lifa și cel care vă vorbește. Seria de manifestări prelejuite de sărbătoarea satului Uzdin a fost încheiată, încununată cu un concert de excepție susținut de membrii orchestrei profesioniste Rapsodia Bănățean. Care sunt impresiile noastre în urma acestui concert? Eu sunt tare impresionată și sunt tare bucuroasă și fericită că ori făcut așa ceva frumos la Uzdin, pentru că este sărbătoarea satului și a școlii Sfântului Gheorghe și a fost și la biserică frumos și la școală și acum uite și aici. Mi se tare impresionată. De curând n-a fost așa de frumos. Păi de curând n-a fost, da, de curând nici n-a fost și mi se tare, tare impresionată și Rapsodia că a venit din Vârșăț și tare, tare frumos. V-a plăcut concertul? Foarte bine, foarte frumos. A fost tare frumos. V-a plăcut? La înălțime a fost, ca de fiecare dată la înălțime. Foarte frumos, splendid. Ce v-a plăcut în mod deosebit? Orchestra. Orchestra cântă. Totul și copiii. Dar fetele? A, bineînțeles, da. Oricum sunt formidabili și Uzdinul, într-adevăr, a meritat cuvintele rostite de domnul dirijor la încheierea acestui concert festiv. Bravo! Unul memorabil, așa, da? La mulți ani!